ori, mă bucur foarte mult că sunteți aici la mine pe canal la un nou video. În clipul de astăzi vreau să vă vorbesc despre produsele Yves Rocher. Eu până acum nu am mai încercat produsele lor, dar dacă nu știți, eu am avut în luna decembrie un calendar advent. Asta dacă nu mi-ați văzut vlogmasurile și dacă nu le-ați văzut, vă invit să vă duceți să le vizionați, pentru că sunt foarte drăguțe și destul de interesante, zic eu. În acea perioadă am avut un calendar pe care l-am și deschis împreună cu voi în vlogmas, un calendar de la Yves Rocher care mi-a plăcut super, super mult și prin intermediul acestui calendar eu am reușit să cunosc mult mai multe produse noi. Eu nu m-am tentat niciodată să comand de la ei de pe site, nu știu de ce, mi s-au părut așa produse ieftine, am zis că nu ar fi bune, nu știu, dar am primit odată, cred că pe Facebook, o reclamă cu calendarul lor advent, am văzut că nu este foarte scump, eu aveam și un cod de reducere, așa că am zis de ce nu, hai să-l comand, și așa nu știam ce calendar advent să-mi iau și dacă l-am găsit la un preț atât de ieftin, am zis că hai, merită, îmi cer și eu produse și chiar m-am bucurat foarte, foarte mult, am primit produse pe care am putut să le folosesc, am putut să-mi fac o părere despre ele, chiar dacă nu toate au fost full size, gelurile de duș, așa, dar mi-a ajuns pentru una, două utilizări, așa că am putut să-mi fac o părere. Eu în această perioadă am încercat să le încerc pe toate și chiar am reușit, le-am încercat pe toate, mi-am făcut o părere despre ele. Am multe produse de aici care îmi plac, deci cele care nu-mi plac sunt mai puține. Și am zis să vă zic și vouă, am văzut că destul de multă lume folosește produsele Yves Rocher, pentru mine sunt noi, dar am zis să vă zic și vouă ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, pentru că am încercat foarte multe produse, în calendar a fost o gamă foarte variată de produse și m-am bucurat super, super mult că l-am achiziționat, așa că vă rog să vă faceți comozi, așa cum am făcut eu, m-am pus pe canapea, am aici toate produsele. Le-am strâns în această cutie de la Look Fantastic, foarte, foarte folositoare. Am aici toate 24. Unele sunt terminate, altele pe jumate așa. Gelurile de duș le-am terminat. Așadar, luați-vă ceva de băut, faceți-vă și voi comod și haideți să începem să vorbim despre produse. O să iau așa aleatoriu, nu mai știu exact în ce ordine le-am primit în calendarul advent, oricum nu contează. Haideți să începem, nu știu, cu gelurile de duș. Am aici cu magnolie și ceai alb. Este pentru relaxare, poți să-l pui și în cadă, să faci baie sau gel de duș. Și mi-a plăcut, vă pot spune că mi-a plăcut mirosul super, super mult. Și dacă tot am aici produse terminate și produse unde am putut să-mi fac o părere, chiar mi-am dat o comandă la ei pe site, pentru că unele produse mi s-au terminat și le vroiam neapărat din nou, pentru că mi-au plăcut prea mult. Așa că va urma un nou... un nou video cu un unboxing de la Yves Rocher și vă spuneam de acest gel de duș care mi-a plăcut extrem de mult, mi-a plăcut mirosul și cu siguranță îl voi recumpăra, pentru că este minunat, mirosul chiar m-a relaxat, este un miros foarte dulce, așa, nici prea intens, nu știu, este chiar un miros deosebit și am zis că trebuie să îl recumpăr. Alt gel de duș este din colecția de iarnă, dar vă pot spune că, nu știu, nu prea mi-a plăcut în mod extraordinar și au așa o consistență nu prea lichidă. Și mi-e foarte greu să mai scot din el, de aceea a mai rămas
puțin, dar a fost ok, a curățat foarte bine pielea, doar că mirosul nu prea mi-a inspirat mie iarnă. Gelul de duș care mi-a inspirat mie iarnă, vă pot spune că este acesta cu măr copt deosebit. A fost minunat, chiar mirosul este extraordinar. Nu știu dacă l-am comandat pe acesta, nu mai știu exact ce geluri de duș l-am comandat, dar cred că n-ar fi rău să-mi comand gama aceasta. Am înțeles că și acel săpun de mâini este extraordinar din gama cu măr copt. Așa că poate mă mai gândesc și dacă le mai găsesc în stoc, nu sunt sigură dacă mai sunt, pentru că cred că este ediție limitată de iarnă. Dar dacă le găsesc la reducere, pentru că acum ar putea să fie la reducere, îl voi cumpăra, pentru că acesta mi-a plăcut cel mai mult din cele două pentru iarnă. Am aici un șampon, cred că pentru păr uscat, da, pentru păr uscat este acest șampon. Nu știu ce să zic, eu de la el a doua zi aveam mătreață, mi s-a îngrășat foarte tare părul. Nu mi-a plăcut în mod extraordinar, poate îl voi folosi să curăț pensulele sau îl voi folosi de la jumătatea părului în jos, pentru că mai are jumate, oricum nu mai are foarte mult, poate pentru pensule, poate așa, dar pe păr nu cred că îl voi mai încerca. Nu prea mi-a plăcut așa de mult, așa că acest șampon intră la categoria produselor care nu mi-au plăcut. Un alt produs care nu mi-a plăcut a fost această apă micelară cu gălbenele, spune aici, pentru piele sensibilă. Nu a făcut față rimelului și dacă nu face față rimelului, oricum nu folosește rimel waterproof, așa că de ce n-ar face față o apă micelară la un rimel normal? Nu a făcut față, așa că a trebuit să frec foarte mult, mi s-a înroșit pielea, nu mi-a plăcut deloc. Pe ten a fost cât de cât ok, a curățat fondul de ten și BB cream-ul, dar nu, la ochi n-a fost ok, așa că aceasta nu m-a dat pe spate. Am pus aici mâna pe un gomaj de corp, apricot powder, pentru toate tipurile de piele. Acesta l-am încercat zilele trecute. Este un scrub pentru corp. Vă pot spune că este minunat, da? Este așa maro. Are particule destul de măricele, dar miroase extraordinar. Mi-a lăsat pielea foarte, foarte fină. Bine, a lăsat în cadă numai numai particule din acelea și mi-a fost foarte greu să o curăț, dar și pe acesta îl voi recumpăra. Nu știu dacă l-am inclus în comandă, pentru că l-am încercat zilele trecute, așa că nu cred că m-am gândit eu la el. Dar în următoarea comandă, pentru că voi mai face comenzi la firma lor, au produse destul de ieftine, eu am mereu un cod de reducere, așa că de ce nu? Dacă îmi plac produsele lor și acest scrub, cu siguranță îl voi recumpăra din cauza mirosului și a făcut treaba, mi-a lăsat pielea fină, nu mi-a cauzat probleme, așa că este favoritul meu. Acum mai am un scrub, așa că nu am nevoie de un scrub neapărat, dar când se va termina acela, îl voi lua pe acesta. Pentru prețul lui avantajos și pentru calitatea pe care o oferă. Un lucru, produsul acesta mi-a plăcut la nebunie. Și pentru asta l-am și terminat. Este terminat, nu mai are nimica.
Este un gel de curățare facial, hidra vegetal, pentru piele normală, spray combinată, mixtă. Mi-a plăcut mirosul, mi-a plăcut cum curăță, mi-a plăcut cum lasă pielea și cred că va deveni gelul meu de curățare preferat, pentru că eu nu foloseam un gel de curățare pentru față, mă spălam doar cu săpun din cauza că nu am găsit niciunul să îmi placă. Dacă nu am găsit niciunul să îmi placă, ce să mai dau banii, să arunc cu banii să cumpăr un gel de curățare? Gelul de curățare la care nu-mi plăcea nici mirosul, nici cum îmi lasă pielea, nici cum curăță, dar las, nu știu, e așa fresh, scrie pe el Ultra Fresh Cleansing Gel, este fresh, îmi place mirosul la nebunie, îmi place să-l folosesc, așa că cred că este produsul meu favorit din calendar. Este pe locul întâi și din această cauză eu am făcut o comandă la ei, pentru că îmi place la nebunie acest gel de curățare. Ceea ce m-a lăsat așa cu gura căscată este rimelul de la ei. Nu știam că au și produse de machiaj. Sexy Palp, cred că Palp scrie. Volum extrem de la Yves Rocher, mascara, da, Sexy Palp, pentru volum. Îmi lasă genele foarte, foarte naturale, nu le lipește, nu le încarcă excesiv, adică nu, pensula asta nu ia mult produs, uitați-vă și voi, nu exagerează cu produsul, așa că nu încarcă genele, este ușor de curățat, nu curge. Bine, cred că dacă mă prinde ploaia pe afară sau plâng sau îmi curg ochii, cred că nu rezistă, că nu este waterproof, dar mie nu mi s-a întâmplat, rezistă, nu face bubițe sub ochi, nu s-a luat, chiar dacă am tăinut câteodată puțin mai gras, nu s-a întins, așa că am rămas plăcut surprinsă și îmi place de nu mai pot acest rimel și vă recomand și vouă. Chiar nu mă așteptam să fie atât de bun. Și e singurul rimel pe care l-am acum în colecția mea de machiaj și doar pe acesta îl folosesc. Pentru păr, avem și un produs pentru păr, Repair, pentru păr uscat și degradat, Universal Botanical Balm. Este un fel de tratament pentru păr uscat. Eu l-am încercat și mi-am place, l-am încercat pe vârfuri, dar doar că la părul meu a trebuit să aplic o cantitate mai mare, este leave-in. Îl folosesc după ce m-am uscat sau când am păr ud, doar l-am uscat cu prosopul, aplic acest tratament și vă pot spune că la vârfuri am văzut o îmbunătățire. Chiar arătau, nu mai erau vârfurile mele așa electrizate și arătau foarte hidratate, așa că mi-a plăcut și acesta. Nu mi-a lăsat părul gras, se vedea ca și cum ar fi fost ud. Dar când s-a uscat, chiar nu mi-a afectat părul, nu l-a încărcat foarte mult, nu l-a îngrășat, așa că mi-a plăcut și acest produs. Ceea ce nu mi-a plăcut, nu știu dacă am folosit-o eu corect, este un fel de cremă corectoare verde pentru pielea sensibilă, 7 ml, este o cantitate destul de mică. Am încercat odată, ori n-am întins-o eu destul de repede, pentru că mi-a lăsat așa, zici că eram murdară, zici că aveam jec pe față când am folosit-o. Cred că vorbeam cu mama în timp ce mă macheam și pur și simplu am întins-o eu prea încet, prea lent și când am vrut să întind și ultima parte, s-a făcut așa ca niște cojițe pe fața mea, a trebuit să mă spăl din nou pe față, nu mi-a plăcut deloc, nu știu dacă a fost vina mea sau vina acestei creme corectoare,
Dar, nu știu, am zis să o încerc așa într-o zi. Nu vroiam să mă machiez, dar nu mi-a plăcut. Poate să-i mai dau o șansă cândva, să nu mai stau atât de mult până să o întind, să o întind repede, repede, repede. Poate atunci, dar nu cred că o voi cumpăra. Ce mi-a mai plăcut din calendarul Advent sunt aceste oje. Uitați ce culori superbe! În toate calendarele Advent pe care le-am văzut, de obicei sunt culori din acelea pe care nu pot să le folosesc niciodată, pe care nu le cumpără lumea din magazin și le bag în calendarul Advent, cele mai urâte culori, dar uitați ce culori frumoase au băgat aici. Eu îmi fac pedicura cu ele. Este un roz superb și un burgundiu. Rezistă destul de mult și acum am pedicura făcută cu acest burgundiu, cred. Sunt minunate, rezistă la mâini, nu rezistă, la mine oricum nu rezistă nicio ojă la mâini, dar când fac pedicura rezistă eroic, îmi plac culorile, sunt culori pe care le pot folosi și de Crăciun, oricând, nu trebuie o sărbătoare și o ocazie anume, așa că mi-au plăcut și aceste oje. Ceea ce m-a mai impresionat este această cremă. Din aceeași gamă cu gelul de curățare, era evident, dacă îmi place gelul de curățare, m-a plăcea și crema. Crema hidratantă este un gel cremă. Hidratează 48 de ore. Mi-a plăcut mirosul, are același miros ca gelul de curățare. Și țin minte că am comandat-o și pe aceasta. Așa că mi-am comandat tot setul, nu știu dacă mi-am mai luat ceva din această gamă, dar oricum o să vedeți în video cu unboxing-ul ce mi-am cumpărat, pentru că țin minte că am luat și alte geluri de duș să mai încerc, parcă și alte produse. Da, îmi place și această cremă foarte mult. Eu mai am cremă de la Look Fantastic, dar am zis că o vreau și pe aceasta din cauza mirosului. Hidratează, nu mi-a făcut nimic rău la ten. Tenul meu s-a simțit foarte bine hidratat, așa că o voi recumpăra. Am aici un lip balm din gama de iarnă. Este cu Midnight Paris. Nu știu ce să zic de el. Miroase bine, l-am folosit, doar că nu hidratează buzele pe cât aș vrea eu. Este așa mediocru, este transparent, nu are nicio culoare, are miros plăcut. Eu l-am mai folosit așa seara, îl țin pe noptieră și mă mai dau seara pentru hidratare, dar nu excelează în hidratare. Eu mi-am comandat acum alt lip balm de la ei cu alt miros, cred. Sper că acela să fie mai bun. Nu știu dacă toate sunt la fel și diferă mirosul sau diferă și nivelul de hidratare. Mai am ceva foarte interesant pentru păr. Este oțet. Este oțet, dar cu miros dulceag de mure. Uitați că l-am folosit, după șamponare. Mi-a plăcut mirosul. Miroase foarte, foarte bine. Eu acum pentru păr folosesc oțet de mere. Am auzit că este antibacterian, el ajută foarte mult părul și acum folosesc oțet de mere. Cred că acesta este oțet pur și simplu, dar are un miros mai plăcut pentru că miroase și a oțet un pic. Nu pot să zic că nu mi-a plăcut, mi-a plăcut, l-am folosit mai am puțin pentru o spălare, așa că îl voi duce în baie să-l termin, dar nu știu exact dacă îl voi recumpăra. Pot să folosesc și oțet normal, pe mine nu prea mă deranjează mirosul. Am aici două măști foarte, foarte drăguțe, ambalajul este drăguț. Cred că aceasta este full size, nu cred că au la ei pe site o cantitate mai mare. Este un gomaj, un scrub.
un scrap de față care mi-a plăcut, l-am folosit, dar tenul meu nu prea se împacă bine cu scrubul. Și o mască purificatoare cu mentă. Am folosit-o și pe aceasta și vă pot spune că mi-a plăcut, doar că am folosit-o singură dată. Încă nu am o părere foarte, foarte bine definită despre acest produs, este încă plin, dar eu am folosit-o pe toată fața. Zice că poți folosești, să o folosești pe zona T, dar eu am folosit-o pe toată fața și mi-a plăcut. Miroase a mentă. Pur și simplu am aplicat-o și după 10 minute m-am spălat pe față, mi-a lăsat tenul destul de luminos, mi-a plăcut și acest scrub, am zis, miroase foarte bine și își face treaba. Nu este... pot să zic că nu mi-a afectat tenul în vreun fel. Așa că sunt două produse bune, mai am destul din ele, așa că... Haideți să vedem ce mai avem aici. Am un gel de duș pentru piele foarte uscată. Este... aduce un plus de confort și este cu unt de shea. Mi-a plăcut. Mi-a lăsat pielea super, super hidratată. Cred că are și cremă. Este un fel așa de cremă mai mult. Dar ții minte că face și spumă. Eu l-am folosit, nu mai am nimica în el. Mi-a plăcut foarte mult, așa că pentru cei cu pielea uscată, îl recomand. Chiar lasă pielea hidratată. Zici că te-ai dat cu cremă așa după duș. Se merită, mi-a plăcut și nici nu cred că este foarte, foarte scump. Am aici o cremă hidratantă cu aloe vera pentru piele uscată, 30 de mililitri, aceasta este pentru corp, este o cremă normală, nu prea am încercat-o pe aceasta. Am folosit-o o dată sau de două ori pentru mâini, dar pot spune că, nu știu, n-a lăsat un efect wow, este pur și simplu o cremă hidratantă. Această mărime o pot folosi foarte bine pentru mâini. Și am și o cremă de mâini. Nu este diferență între ele. Dar o voi încerca și aceasta pentru corp, poate după epilare. Nu știu cât îmi va ajunge, dar de încercat este ok. Am aici cremă de mâini cu argan și trandafiri. Mi-a plăcut această cremă, pot spune că nu lasă o peliculă grasă pe mâini, miroase foarte, foarte bine, intră foarte repede în piele și hidratează mâinile. Nu mai aveam cremă de mâini, așa că aplicată la țanc. Eu mai am una și de la mama, mi-a dat 1000, a zis că ea mai are. Așa că am două de acest fel, dar chiar îmi place, tot așa o țin pe noptieră, seara să mă dau cu ea pe mâini, pentru că pe timpul zilei mă spăl foarte mult pe mâini, așa că nu prea rezistă crema la mine. Am primit în calendar și două parfumele, chiar nu mă așteptam, dar sunt două parfumele minunate. Am unul Soleil. Și unul cred că este de noapte. Îmi place super, super mult. Amândouă miros foarte, foarte bine. Sunt perfecte pentru geantă, așa micuțe. Și am văzut că au destul de multe parfumuri pe site, așa că probabil când... ce bine miroase! Când le voi termina pe cele pe care le am, voi eu cumpăra un parfum de la ei. Oricum, pe site eu am văzut că, cel puțin aici, oferă foarte, foarte multe cadouri și eu am rămas plăcut surprinsă. Dacă o comanzi, nu știu, de o anumită sumă, primești un cadou, chiar dacă îți iei doar câteva produse, tot așa primești un cadou. Ultima oară aveau un fel de baterie externă pentru telefon, un notebook... Am primit de la ei și această pătură, uitați ce pătură frumoasă, am cumpărat-o pentru culoare
Mi-a plăcut foarte mult această culoare de bleu. Și tot așa am primit la o comandă, n-am cumpărat foarte multe, cred că 30 de euro și am primit această pătură. Super, nu știu. Doar pentru cadouri ele se merită. Produsele sunt ieftine, mai primi și cadouri, multe, multe oferte, rabate, chiar îmi place această firmă. Și ultimul produs din această cutie, am vorbit deja 25 de minute, este un ruj. Am primit în ultima zi, în ziua de 24, am primit acest ruj roșu, m-am bucurat enorm de mult. Eu știam din reclama lor că este un ruj în calendar, dar nu știam când îl voi primi, nu știam în ce ușiță îl voi găsi. Dar a fost în ultima cutie. Și uitați ce roșu, roșu frumos. Nu excelează el, adică se transferă, nu rezistă enorm pe buze, dar este hidratant, nu usucă buzele, este mat, este nuanța 156. Și l-am folosit în ajun de Crăciun. L-am folosit și de Revelion, mi-a plăcut că este hidratant și nu scap buzele, mi-a plăcut culoarea, este o culoare care îmi place, mă avantajează și iar asta îl voi mai folosi cu siguranță. Acestea au fost toate produsele, eu mă bucur enorm de mult că am avut ocazia să le încerc. Și de acum încolo voi mai comanda de la această firmă. Voi ați încercat aceste produse? Folosiți produse de la Yves Rocher? Dacă da, vă rog, lăsați-mi în comentarii ce produse vă plac cel mai mult. Dacă aveți o recomandare, poate descoper și eu mai multe produse și mă îndrăgostesc de alte produse de la ei. Ați văzut că mai multe au fost favorite decât nefavorite, ceea ce este super, super bine. Și cred că am uitat să vă zic de un produs. Da, am uitat să vă zic de un produs, dar haideți să vă zic așa repede. Este un creion. Sper că n-am mai uitat produse, dar nu cred. Cred că am vorbit despre toate. Este un creion, un creion negru de ochi. Vă pot spune că nu prea mi-a plăcut. Pentru că nu se întinde foarte bine, nu este intens, este așa dur și m-am cam chinuit puțin să trasez linia cu el. Oricum nu este un creion extraordinar de mare, se consumă repede, dar nu m-a dat pe spate, pentru că n-a fost așa cremos, să pot să lucrez cu el, să pot să-l întind cât mai bine. Parcă nu era nici intens, parcă nu a rezistat. Adică, cred că mi s-a dus în câteva ore linia, s-a extins. Așa că pe acesta nu-l voi recumpăra, nu mi-a plăcut. Da, acestea au fost produsele. Nu uitați să-mi ziceți de produsul vostru preferat de la Yves Rocher. Eu vreau să vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați și mie un share, un like și să vă abonați dacă vă plac filmulețele de pe canalul meu. Ați văzut că postez foarte variat, mai o rețetă, mai un vlog, mai o părere, produse terminate. Încerc să fac câte puțin din toate. Așadar, noi ne revedem la următorul video. V-am pupăcit, vă doresc o seară minunată, pa, pa!